Ce ne puteți spune despre ce s-a întâmplat? Ce ați reușit să aflați? Păi, momentan sunt în stare de șoc. Asta pot să vă spun. Nu știu cât voi fi de coerent în ceea ce voi spune. Este o anchetă pe rol. Așteptăm un feedback să vedem legat și de starea de sănătate a domnului supraveghetor de noapte. Nu știu ce să vă spun. Totul s-a întâmplat în fața ochilor dumneavoastră. Da, și a mamei și a colegilor mele, doamna dirigintă, doamna director adjunct și a domnului supraveghetor de noapte. I-a schimbat în această dimineață? Da, pentru, mă rog, a fost săptămâna trecută un mic incident. Am dorit să aduc la cunoștința mamei, dar fără, cum să spun, repercursiuni, să fi fost dată fata afară din internat, deloc acest ce lucru. Ce puteți spune despre elevă? Cum era ea? Cum este? Păi, liniștită, aș spune. Acum mai avea mici neapărat abateri. Dacă stă în internat, este de respectat un regulament, pentru că noi ținem la siguranța și securitatea lor. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută? A fost prinsă cu iubitul? Un băiat, da, era în baie, la stingere, la ora 22, atunci supraveghetorul de noapte m-a sunat și le-am comunicat ca dimineață să vină la mine, doar să le explic că nu este bine ceea ce fac, că totuși au vârstă, sunt minori și stau într-un internat, noi răspundem de ei. Și ce s-a întâmplat în această dimineață în biroul dumneavoastră? Acum dimineața a venit mama știa, mă rog, din partea fetei ceea ce îi spusese fata. Noi am relatat împreună cu domnul supraveghetor de noapte ce s-a întâmplat și asta a fost reacția fetei. Era în spatele lui sau? Erau față în față, doar că la un moment dat când pedagogul s-a întors, a sărit. N-ați mai putut interveni? N-am văzut absolut nimic, doar am auzit o preznitură. Dar avea cuțitul ascuns? Sau? Da, așa a declarat polițiștii. Dar cum vă explicați că a venit cu, că a reușit să intre cu cuțitul la școală? Probabil că a fost premeditat tot. Azi dimineața a venit împreună părinți la școală. Deci a venit de acasă, nu a venit din cămin? Nu, de acasă. E bursieră? Da, este, mă rog, elevă la învățământul profesional. La ce profil este? Estetica și igiena corpului omenesc, cu frizer, coafor, manicurist, adică. Are 16 ani împlinit? Are. Medie mare? La școală. Nu știu să vă spun acum exact, dar... Ce s-a întâmplat după ce l-a înjunghiat? Ea a fugit din birou, noi am sunat la 112 pentru că domnul era nu tocmai într-o stare bună și ne-am acordat primul ajutor și a sosit echipajul de poliție și în rest s-au derulat. Ce fel de cuțit era? Am înțeles că era un fel de baionetă, ceva cu cât mai mare. Un cuțit negru cu mâner negru, lung, de vreo 15-20 de centimetri. Unde a s-a ascuns fata? Nu știu, în curte a venit, am înțeles că aici era în parcare, când a venit echipajul, aici au văzut-o. Elevă va fi exmatriculată? Momentan este ancheta și apoi urmăm cursul anchetei și vedem care va fi, vor fi recomandările. Săptămâna trecută când s-a întâmplat mai exact? Joi seara? Joi noapte. Și întrețineau relații sexuale sau pur și simplu povesteau? Nu. Băiatul era în baie cu lumina stinsă. Acum care erau intențiile, n-am de unde să vă spun dacă nu erau identificați. Împotriva băiatului se vor lua anumite măsuri? Păi băiatul a părăsit internatul, face naveta, el nu este la, cum să spun, n-a mai fost găsit și peste zi, dimineață, în timpul orelor acolo, i s-a tras atenția, părinții știu, deci nu mai este în internat băiatul? Nu este în internat, este elev, în continuare, face naveta, pentru că dacă nu... Veți lua niște măsuri speciale după acest incident? Așteptam, mă, n-aș putea să vă spun la momentul acesta, repet că sunt într-un... stare de șoc după ceea ce s-a întâmplat, că sunt de 26 de ani cadru didactic în școala asta și n-am pomenit așa ceva. Cum vă numiți? Cotca Arina, sunt directorul instituției. Cotca Arina. Mulțumim.